O centralizare a datelor oferite de primarii localităților argeșene arată că pe teritoriul județului trăiesc 78 de cetățeni care nu au acte de identitate. Numărul real este cu mult mai mare, o spune chiar prefectul de Argeș, care aproximează la câteva sute numărul acestora. Și totuși, în documentele oficiale înaintate ministerului de către prefectură, există cifre nereale. Așa au procedat și primăriile, care au transmis aceste date instituției prefectului. Eu am atributul împreună cu aparatul instituției prefectului să verific aplicarea și respectarea corectă a legislației, dar nicăieri nu spune că pot să, adică ce să fac, să mă să controlez pe un primar dacă asta înseamnă să fac un recensământ, care recensământ, vă dați seama, presupune în primul că n-ai voie să-l faci în afara legii, dar într-un fel le convine că este, cei care nu au acte de identitate nu vin să înscrie la 416, să mai fie încă 10 sau 20 sau 30 în plus. Și atunci... Majoritatea acestor cetățeni sunt de etnie romă și pentru că oficial nu există, nu au nici drepturi, nici obligații și nici nu pot fi trași la răspundere pentru încălcarea legii. La fel se întâmplă și cu numărul oficial al cetățenilor romi, care pe hârtie este de 9.227, iar în realitate de 4 ori mai mare.